Vinerea a fost ultima zi în care Eugen Țurcanu a mai ocupat scaunul de viceprimar și, profitând de asta, deja fostul vice și-a aruncat furia asupra primarului Ovidiu Portariuc și a noului vechi viceprimar Cosmin Andrei. Nu mai mult câteva luni, dacă vă aduceți aminte, a fost un adevărat circ cu schimbarea viceprimarului, cu plâns de pe aici, țipiți, sunt cu ea unul prin birou, nu vrea să plece, a făcut plângeri la parchet, a făcut plângeri la prefect, a atacat în contencios. S-a agățat cu dință de postul ăsta, s-a încuiat în birou până în ultima clipă, nu se dădea plecat. La mai mult i-a rupt nu știu care plăcuță și a aruncat-o pe jos. Liberalul a aruncat o privire și în viitorul lui Ovi și al lui Cosmin. Acum, nu la alesul inimii, la aleasa inimii pregătește biroul doamna Lupașcu, am zis că trebuie să plece să instaleze acolo. Bănesc că o să-i cumpere și un X5, un BMW ultima serie, un Audi, să fie aleasa inimii, să aibă condiții ideale de sifona banii publici și de dat tonurile prin primărie. Dar nu Lupașcu o să plece și îi dea biroul, aleasa inimii lui. Dar care aleasa inimii? Cosmin Andrei, cum? Are grijă, are grijă de mai mult decât are de femeia lui. Potrivit democrat liberalului, demiterea din funcție constituie pentru el o adevărată eliberare, deoarece este imposibil să lucrezi cu un om care e incapabil să colaboreze, a conchis fostul edil. Începând cu ziua de luni, Eugen Țurcanu se întoarce la Direcția de Servicii Publice, Sport și Agrement, unde își va relua activitatea.